În Duminica Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, în alt preasfințitul Părinte Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a vorbit credincioșilor despre viața Sfintei Maria Egipteanca și a îndemnat să se îndrepte mai mult spre pocăință. Ziua de astăzi, Duminica Sfintei Maria Egipteanca, e mare pentru noi la pocăință. Pocăință despre care Vorbim adesea, mai ales în vreme de cumpănă, precum cele prin care trecem și spunem, e nevoie de pocăință în lume, e nevoie să ne pocăim, e nevoie ca lumea să se pocăiască. Desigur, este bine că spunem așa, dar și mai bine este să spunem, nu noi să ne pocăim, ci eu să mă pocăiesc. Nu lumea să se pocăiască. Aceasta înseamnă că privim la păcatul lumii, ci eu să mă pocăiesc și dacă acest eu să intru în stare de pocăință, cuprinde cât mai multe inimi, atunci putem spune precum un cuvânt rostit de un creștin mirean, cuprins într-un articol săptămânile trecute, care a mărturisit zicând de un singur lucru are nevoie România astăzi și anume eu să mă pocăiesc. La final, în alt preasfințitul părinte Teofan, l-a hirotezit protosingel pe părintele ieromonah Teodosie Bordianu de la Catedrala Mitropolitană.